puterea ne-o dă El nouă. Noi i-am dat soarta, aprilie 2022. El ne răspunde dându-ne viața Lui veșnică. În România. Puterea de a învia. În la regiunea de la Transilvania, vicino Brașov. Între aceste două lucruri se definește. Stiamo assistendo alla funzione religiosa. Credința noastră creștină. În vista de la Santa Pasqua Ortodossa. În omenirea Mântuitorului Hristos. Che si celebra. Și învierea noastră prin El. Una settimana dopo. De aceea am spus că în momentul în care vom pierde Vinerea Mare, noaptea Paștilor, am rămas pe din afară și nu avem nicio șansă. Che quello è gregoriano. Ne apropiem de învățătura Mântuitorului Hristos, fiecare după puterile noastre. Aici, în mulțimea care suntem pentru anul acesta, unii sunteți oameni care au parcurs săptămâni de zile pregătitoare, alții v-ați dat Dumnezeu măcar acum abrupt, în ultimul moment, să fiți prezenți. Nu mai contează. Nu ne întreabă nimeni. Suntem aici cu toții pentru momentul sărbătorii. Suntem obișnuiți, când ni se spune despre Mântuitorul Hristos, să ne gândim la niște parabole, la niște istorioare, în care El de lumină. Nu sunt diferențe de clasă socială între noi. Dacă s-ar întâmpla să fie ucraineni priveși, nu ai de unde să știi care sunt și cum sunt. Nu știm între noi care suntem bogați, care suntem săraci, din ce neamuri suntem. Suntem oameni. Și în momentul în care suntem toți purtători de lumină, trăim sentimentul unei frățietăți și unei puteri. Adică dintr-o dată ne dăm seama că fiind toți purtători de lumină, avem o identitate care impune ce ar însemna să fie lumea credincioasă în această civilizație materialistă de dezastru. Ce ar însemna? Școala pe care o facem la biserică nu e o școală românească. Nu-i nici evreiască, nici rusească. E o școală pentru om. Aici, ca purtător de lumină, noaptea de Paști, întâlnindu-ne cu Domnul Hristos în forma aceasta mijlocită a luminii, a cuvântului și a hranei, suntem oameni. Suntem deasupra tuturor diferențelor care fac dezbinările și nenorocirile între oameni. O redescoperire a creștinismului ar face imposibil orice fel de război. Orice fel de război și orice fel de dezbinare între oameni. Pentru că creștinismul ni se adresează nouă ca oameni într-un orizont foarte, foarte larg. Problema este moartea și învierea. În perspectiva aceasta a morții, cu care suntem datori ca oameni, dar și a nădejdii înviere pe care ne-o dă Domnul Hristos, suntem deasupra tuturor diferențierilor pe care oamenii le practică în diferitele lor civilizații pe fața Pământului. Mesajul din noaptea de Paști, mesajul creștin, este de o generozitate extraordinară, extraordinară. Ne face bine, ne însănătoșește să trăim o dată în an întâlnirea noastră cu realitatea creștină a Mântuitorului Hristos.
depinde de dumneavoastră în această primă parte a slujbei care e scurtă, depinde de dumneavoastră. Sacerdoti accendono le candele alla gente, ogni persona, ogni fedele ha una candela e vedremo tutto illuminato. Celebranti vanno ad accendere le altre fino in fondo, fino su alla collina, una collinetta questa. Proclamazione del Vangelo della Risurrezione si festeggia. Cristo è risorto per noi. Thank you.
la gente sta in adorazione davanti al Signore risorto. Questa era tutta la collina dove era tutta piena di gente. Adesso la funzione è finita, stiamo facendo la parte dell'adorazione. Chi vuole si è raccolto direttamente in chiesa, a fianco lì dove c'è la sera di luce c'è il cimitero, e con l'immagine della chiesa, con dentro la gente in adorazione, io concludo questo video. Spero che vi sia piaciuto, un augurio di una serena Pasqua a tutti gli amici rumeni e in sostanza a tutti quelli che praticano la fede ortodossa, cristiana ortodossa. Magari nei successivi video vi farò, ci saranno altri scampoli dalla Romania. Bene, se vi è piaciuto il video potete mettere un mi piace, potete iscrivervi al canale attivando anche la campanella in modo da poter ricevere le notifiche di nuovi video. Vi saluto, vi ringrazio per la visione e a presto. Ciao!